Formul se adresează românilor din diaspora care doresc să voteze duminică și care au nevoie de o mașină pentru transport sau, dimpotrivă, au locuri libere într-un vehicul. Oricine poate accesa platforma online pentru a vedea care este oferta și cum pot ajunge mai repede și mai ieftin la cea mai apropiată secție de votare. În cazul meu personal, trebuie să călătoresc 300 de kilometri până la cea mai apropiată secție de votare, fie că este în Hamburg sau în Berlin. Și din punctul ăsta de vedere, bănuiesc că există români care un asemenea argument este destul de hotărător încât să nu meargă la vot. Împărțirea cheltuielilor de transport i-ar putea convinge pe mulți români din diaspora să meargă duminica la vot ca să-și aleagă președintele. Câteva familii care locuiesc într-un orășel din Germania, aproape de granița cu Franța, au ales o secție de votare din țara vecină, pentru că e mai aproape. Avem cam 45 de kilometri, e mai aproape decât Stuttgartul, care e la 120, și ne-am adunat trei familii să mergem în două mașini. Modalitatea de înscriere pe acest forum este destul de simplă. Este nevoie doar de un username și o parolă, însă cei care nu vor să se înscrie pot să verifice ofertele și fără să se logheze. Deja au fost deschise mai multe destinații, printre care Austria, Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Norvegia, Portugalia și Statele Unite ale Americii.